treptele vor avea o altă fațadă în această toamnă. Totodată se va putea păși fără prea multă grijă, așa cum era nevoie până acum. Lucrările vor începe și pe Alea Mărășești. Probabil că într-o lună de zile vom începe reparația capitală și a străzilor care coboară din Mărășești în fața preajma Palatului Elevilor și Copiilor. Cred că în două luni de zile acele scări vor fi finalizate, scările care coboară din cartierul Trivale în Pădurea Trivale. Întârzierile, punctează edilul, vin în principal din cauza firmei care a câștigat licitația.